Bună dimineața și bun găsit la BIU. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră. O să discutăm despre inteligența artificială și felul în care s-a construit legea la nivel european. Alături de mine este Dragoș Tudorache. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Îmi aduc aminte că am discutat împreună pentru prima dată despre acest subiect acum ani de zile, când el era așa o totală necunoscută pentru toată lumea. Iată-ne atâția ani mai târziu cu o lege aproape gata. Ce înseamnă, de fapt, această lege? Cum va fi ea implementată? Cât de departe ne va ține de pericole? Așa este și cumva arată și anticiparea dumneavoastră în modul în care ați tratat acest subiect și nu pot decât să vă felicit pentru asta. Și, în general, Uniunea Europeană a demonstrat că a avut capacitatea de a privi cumva în viitor, acum câțiva ani, când nu foarte multe jurisdicții la nivel global înțelegeau că e momentul să vină cu reguli clare, precise, direct aplicabile pentru inteligența artificială. Da, suntem acum în etapa în care, chiar săptămâna aceasta, am avut penultimul vot din drumul legislativ al acestei legi, votul în comisiile parlamentare, urmând ca în luna aprilie, cel mai probabil, posibil poate chiar și în martie, să avem votul final în plen. Consiliul și-a dat deja acordul în urmă cu două săptămâni, cu unanimitate în Coreper. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din momentul în care această lege va intra în vigoare, vom avea un cadru de reguli foarte, foarte bine definite cu privire la modul în care noi, ca indivizi, interacționăm cu această tehnologie. Trebuie spus că e, și am spus-o întotdeauna, există foarte multe beneficii pe care le aduce, există un potențial uriaș în spatele inteligenței artificiale, dar sunt și riscuri. Riscuri pe care acum începem să le vedem, le descoperim cumva aproape în fiecare zi și noi am considerat că e bine ca aceste riscuri să fie adresate nu doar lăsând companiile însele să facă ceea ce cred ele că e bine și să încadreze cumva aceste riscuri, ci există o predictibilitate și niște norme clare, limpezi, cu privire la așteptările pe care noi le avem ca societate de la cei care dezvoltă și pun pe piață astfel de algoritmi, pentru că în final asta ne dorim, să avem încredere, să interacționăm cu încredere cu această tehnologie, pentru că ne afectează viața, afectează economia în jurul nostru și e firesc să dorim să avem această încredere în tehnologie. Am văzut în ultima perioadă destul de multe deepfake-uri făcute în România cu personaje din România celebre, de la vedete la miniștri. Suntem într-un an 2024 electoral cu toate tipurile de alegeri și e posibil ca această folosire în scopuri greșite a inteligenței artificiale să afecteze foarte mult. Ce putem face real? Știți subiectul, ați studiat mecanismele. Real, ce se poate face? E un risc, într-adevăr, foarte mare la adresa sănătății democrației noastre și a credibilității proceselor electorale și a campaniilor electorale prin care vom trece, nu doar în România, în România avem toate alegerile rosa, dar și toate celelalte state. Să știți că și nivelul de îngrijorare pe acest subiect este foarte mare în jurul lumii. E normal. Prima întrebare este ce facem prin acest act normativ și e important de spus că noi aici în Parlament, în modificările pe care le-am adus legii, am introdus riscurile la adresa democrației și a proceselor electorale ca fiind una din categoriile de risc ridicat cu privire la aplicarea inteligenței artificiale, însă această lege nu va fi încă în vigoare la momentul la care vom vota, de exemplu, la alegerile europarlamentare în iunie. Cred că nici la prezidențiale. Nici la prezidențiale. Ea are o perioadă de implementare între 12 și 24 de luni, în funcție de diverse paliere ale legii. Acest palier va fi ultimul care va intra în vigoare. Însă, ceea ce a intrat deja în vigoare, iar de la 17 februarie va fi aplicabilă în întregimea sa, este legea referitoare la serviciile digitale, unde avem și acolo o serie de obligații cu privire la ceea ce platformele, mai ales platformele de social media, care sunt atât de importante în procesul, în democrație, în ziua de astăzi și în felul în care ne informăm, obligații pe care le au cu privire la adresarea unor riscuri structurale, inclusiv modul în care sunt optimizate anumite tipuri de conținut și modul în care informează publicul, cei care consumă, cei care sunt clienții acestor platforme. Nu rezolvă însă problema identificării acelui conținut care este generat de inteligență artificială. Aici,
legea la care am lucrat, cea privind inteligența artificială, dă niște obligații foarte clare cu privire la identificarea și conținutului video și audio și scris. Adică el să fie însemnat, să se vadă clar pe ecran, să știm că atunci când ne uităm la un conținut de orice natură care e generat de inteligența artificială, să știm că e vorba de așa ceva. Iertați-mă de întrerupere, și asta se întâmplă de la producător. Producătorul, când pune pe piață, are obligația de a avea acest sistem de watermarking, de identificare a oricărui conținut, dar și cei care preiau mesajele, cei care le recirculă, vor avea obligația să mențină acele etichete digitale, să le spun, pe acest tip de conținut. Întrebarea este însă ce facem până atunci, cum spuneam, din păcate aceste reguli nu intră în vigoare în acest an. De aceea Comisia Europeană a venit cu o invitație deschisă către toți producătorii de astfel de algoritmi să anticipeze conformarea, practic. Comisarul Thierry Breton a anunțat un pact al inteligenței artificiale prin care, practic, încearcă să invite companiile să se conformeze înainte de intrarea în vigoare a legii, odată ce regulile sunt clare, deci nu mai e vorba de posibilitatea de a se modifica textul. Până acum era încă în negociere și era firesc să nu te pregătești, să nu-ți adopți un anumit comportament în piață, pentru că nu știai exact care vor fi regulile, dar iată că acum, odată cu votul final, regulile vor fi clare, deci companiile își pot deja lua măsurile la nivel tehnic, măsurile necesare pentru a face acest lucru, pentru a începe să eticheteze conținutul generat de AI chiar înainte ca legea să devină obligatorie. Și din informațiile și discuțiile pe care am avut cu o parte din aceste companii, foarte multe sunt deja pregătite să facă lucrul ăsta, înțelegând și ele importanța pentru public a încrederii în aceste produse. Atenție, însă, inteligența artificială nu are granițe, iar legislația aceasta este pentru statele membre ale Uniunii Europene, pentru companiile care își au baza undeva, oriunde, în Uniunea Europeană. Sau care vin cu produse în piața europeană. Bun, și ce facem cu restul? Că multe sunt de peste ocean și știu că încă de la bun început ați mers dumneavoastră de aici, cu know-how-ul acolo, pentru că ei erau deja cu mulți pași în urma noastră. Tocmai acest efect la care făceam referire înainte, și anume că odată ce îți dorești să fii pe piața europeană, va trebui să te conformezi cu aceste reguli, tocmai pe acest efect contăm și noi. Să nu uităm că piața europeană este una aproape de neocolit. Oricât se spune, companiile vor alege să nu vină în Europa. Nu este așa. Pentru că piața europeană pentru orice producător, indiferent cât de mare este, nu e o piață pe care să poți să o ignori. S-a văzut în momentul în care a fost lansat Bard, de exemplu, sau în momentul în care a fost lansat Threads. Da, a fost o întârziere de câteva luni între momentul în care produsul respectiv, fie că a venit de la Google, de la Meta, de la orice altă companie mare, a intrat pe piața globală, să spun, și modul în care a intrat în Europa, tocmai pentru că voiau să fie siguri că respectă anumite reguli. Aceste perioade vor deveni din ce în ce mai scurte, tocmai pentru că aceste companii își rodează deja mecanismele prin care produsele pe care le vor pune pe piață să fie și conforme cu legislația europeană. Ceea ce se va întâmpla este că acesta va deveni standardul global, de fapt. Este ceea ce se numește efectul Bruxelles, standardul de aici, de la noi european, tocmai pentru că aceste companii vor lucra oricum pentru a adapta produsele lor pentru piața europeană, vor deveni încet, încet standarde globale, mai ales pe aceste zone care există consens. Să știți că există consens politic. S-a discutat în G7, s-a discutat în toate forumurile internaționale la nivel de leadership politic că mai ales această preocupare cu privire la sănătatea democrației, cum spuneam înainte, e o preocupare pe care o împărtășesc cu toții, deci toate jurisdicțiile la nivel global, toate democrațiile lumii au această preocupare și atunci nu văd cum niște reguli bine scrise, bine articulate, pe care companiile, cum spun, vor avea interesul să înceapă deja să le aplice de acum, nu vor fi urmate și în Statele Unite și în alte colțuri ale lumii. Dragoș Tudorache, raportor pe acest proiect extrem de important numit Legea pentru Inteligența Artificială. Cunoașteți așadar cel mai bine ce e acolo, ce e în această lege. Vi se pare că mai sunt anumite lucruri care nu sunt acoperite de lege sau
Ca să fiu mai exactă, aveți anumite temeri cu privire la implementarea acestei legislații și la efectele de după? Am o teamă, să spun, o rezervă cu privire la implementare și, să spun, și două aspecte care nu sunt acoperite de lege, foarte importante. Haideți să începem cu rezerva legată de implementare. Succesul aplicării acestei legi va ține foarte mult de modul în care statele membre, cele care au competențe în felul în care vor așeza reglementatorul de piață național, vor aplica această lege. Iar interacțiunea directă între autorități și companii, firmele care vor dezvolta, care vor pune pe piață, va fi în primul rând acolo, la nivel național, la nivel micro. Și dacă statele membre nu vor înțelege foarte bine spiritul acestei legi, nu vor înțelege că e foarte important ca cei care vor sta în aceste autorități naționale trebuie să fie oameni care se poată să vorbească aceeași limbă cu inginerii care sunt pe partea cealaltă a mesei, atunci ne putem aștepta ca obiectivele mari ale acestei legi, mai ales pe partea de inovare, să fie ratate. Deci eu spun mereu reprezentanților guvernelor, statelor membre, că au obligație să înțeleagă foarte bine cât de importantă este inovarea. Noi am creat foarte multe facilitări în lege, în mod deliberat, tocmai pentru a ne asigura că regulile pe care le impunem nu afectează capacitatea firmelor europene de a crește, de a inova, de a rămâne competitive pe piață. Deci aici partea de rezervă. Ceea ce lipsește, în primul rând, lipsește zona de apărare și securitate. De ce? Pentru că nu e o competență pe care să o avem la nivelul Uniunii Europene, deci legea aceasta nu acoperă zona de apărare și zona de securitate națională. Ori vedem acum cât de mult tehnologia începe să joace un rol foarte important în teatrele de operațiuni militare. Vedem deja că sunt simulări de ce înseamnă un război gestionat cu ajutorul inteligenței artificiale și acolo sunt foarte multe riscuri. Aspecte importante pe care, cum spun, în această dezbatere pe care noi am avut-o, nu le-am putut trata, pentru că suntem limitați de competențele din tratat, dar pe care NATO, cred eu, trebuie foarte serios să le trateze. Știu că au început deja și eu un proces de, hai să spunem, reglementare în interiorul NATO, dar se uită foarte atent pe tipul de reguli, de principii pe care să le aplice în modul în care AI-ul va fi implementat în zona de apărare și securitate și cred că acolo va trebui în continuare, în anii care vin, să fie foarte... Următorii pași. Mulțumesc foarte mult, Dragoș Tudorache, pentru aceste...